Au fost semnate primele 22 de proiecte din cele 150 de contracte de finanțare pentru realizarea centrelor de zi destinate copiilor expuși riscului de a fi separați de familiile lor, dar și recuperării copiilor cu dizabilități sau consilierii și sprijinului pentru părinți și copii. Evenimentul a avut loc chiar de Ziua Internațională a Drepturilor Copilului. Ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Natalia Intotero, sprijină prin numeroase acțiuni și proiecte de lege copiii vulnerabili. Ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Natalia Elena Intotero, i-a felicitat pe primarii care au ales ca prioritate copiii. Muncim împreună pentru a face mai mult și mai bine pentru copiii României. Și desigur, dacă n-ar fi fost Ministerul Fondurilor Europene cu specialiștii care să ajute ministerele de resort pentru implementarea strategiei naționale pentru drepturile copilului, cum prin garanția drepturilor copilului, prin planul de măsuri, nu ar fi nimic posibil. Și de aceea permiteți-mi să vă mulțumesc din tot sufletul pentru că acceptați să muncim împreună pentru acești tineri minunați, prezentul și viitorul țării noastre, România, și în egală măsură vreau să mulțumesc primarilor care au spus prezent și spun prezent de fiecare dată când este vorba de copiii țării noastre. Nu va fi ușor, pentru că în prima fază susținerea este prin fonduri europene, dar apoi susținerea va trebui să fie de la bugetele locale. Centrele de zi destinate copiilor proveniți din familii vulnerabile reprezintă una dintre prioritățile autorităților. Până acum, potrivit ministrului Natalia Intotero, la nivel național au fost repartizate peste 400.000 de vouchere pentru copiii aflați în risc de sărăcie. Faptul că dumneavoastră ați ales ca prioritate copiii, viitorii adulți ai țării noastre, înseamnă foarte mult. Și nu vă ascund faptul, domnule ministru al fondurilor europene, că există interes în continuare din partea societății civile pentru a avea cât mai multe astfel de centre de zi care vin să susțină familiile aflate în dificultate. Și așa cum v-ați implicat personal alături de echipa dumneavoastră pentru a acorda acele vouchere, acel supliment financiar pentru cei 400.000 de copii aflați în risc de sărăcie, sunt convinsă că și mai departe, împreună, vom veni să susținem toate acele măsuri existente în garanția pentru drepturile copilului, astfel încât România să fie un exemplu de implicare la nivelul Uniunii Europene pentru drepturile pe care noi le și implementăm. Centrele de zi ce urmează a fi înființate vor asigura accesul la servicii sociale de sprijin, de prevenire a separării copilului de familia sa pentru un număr de maxim 4.500 de copii. Investiția are în vedere crearea a aproximativ 150 de centre de prevenire a separării copilului de familia sa, bugetul total alocat fiind de 50 de milioane de euro.